se dă următorul exercițiu. Calculați. Modul din radical din 3 minus 2 plus modul din 2 radical din 3 minus 3 minus modul din 1 minus radical din 3. Observăm că avem un calcul în care intervine atât modulul cât și radicali. Mai întâi, să ne reamintim cum putem scoate un număr din modul. Ce înseamnă? Cum putem explicita modulul? Pe cazul general, atunci când aveam modul din A în funcție de valoarea lui A, aveam două cazuri. Adică, pe cazul în care A-ul era mai mic decât 0, valoarea modulului era minus A. Ce înseamnă asta? Că dacă eu în interiorul modulului am un număr negativ, când scot de sub modul, acel număr trebuie neapărat să fie un număr pozitiv, adică trebuie să scap de semnul lui. Cu alte cuvinte, dacă A-ul era negativ, valoarea modulului acelui număr trebuia să fie minus A, pentru că astfel numărul devenea pozitiv. Cazul al doilea, dacă A-ul era pozitiv, valoarea modulului acelui număr este tot A. Repetăm, pentru A strict mai mare sau egal cu 0. Un exemplu simplu ar fi modul din minus 5 este 5. Ce îi fac lui 5? Îi schimb semnul, adică în loc de minus 5 voi avea minus 5, adică exact valoarea 5. Dacă numărul meu este 7, modul din 7 va fi acel număr, aici nu voi interveni cu nimic. Revenim la exercițiul nostru. Noi trebuie să stabilim dacă numărul de sub modul este un număr pozitiv sau negativ, în așa fel încât voi ști să explicitezi modulul și mai departe să fac aceste calcule. Bun, cum explicităm modulul? Radical din 3 minus 2, o variantă ar fi să aproximez cumva dacă valoarea aceasta este sau nu pozitivă. Însă, uitându-ne la al doilea modul, este puțin mai dificil să-l aproximez. Asta înseamnă că trebuie să am o modalitate de a calcula, de a stabili dacă valorile de sub modul sunt sau nu pozitive. Luăm prima valoare, radical din 3 minus 2, și voi încerca cele două numere, radical din 3 și 2, să le compar, în așa fel încât diferența lor să pot stabili dacă este fie pozitivă, fie negativă. Ce fac? Radical din 3 și 2 sunt două numere diferite, dar pe lângă faptul că sunt valori diferite, unul este cu radical, un număr rațional, iar unul este un număr natural. Voi încerca să scriu ambele numere sub radical, adică dacă am 2 întregi pe care încerc să introduc sub un radical, va veni cât? 2 la a doua, da? Adică 4, pentru că radical din 4 este exact 2. În momentul acesta e clar că eu pot compara cele două numere. Am radical și într-o parte și în cealaltă și pot stabili că radical din 3 este mai mic decât radical din 4. Bineînțeles că inegalitatea se va păstra și mai sus. Cu alte cuvinte, radical din 3 este mai mic decât 2. Cu ce mă ajută pe mine asta? Păi mă ajută pentru că radical din 3 minus 2, în cazul ăsta, cum va fi? Știind că radical din 3 e mai mic decât 2, adică scăzând un număr mai mare dintr-un număr mai mic, bineînțeles că acest număr, această valoare, această diferență, radical din 3 minus 2, va fi un număr negativ, adică mai mic ca 0. Bun, am stabilit că primul meu modul este mai mic ca 0. Trec la următorul. 2 radical din 3 minus 3. Reiau procedeul de mai sus, adică scriu cele două numere, 2 radical din 3 și 3,
și voi încerca să le scriu sub radical pe ambele. Ce fac la 2 radical din 3? Păi la fel, am 2 întregi și radical din 3. Încerc să introduc întregii sub radical. Adică voi avea în loc de 2, voi avea 2 la a doua, adică 4 ori 3. Iar în partea dreaptă voi avea 3 la a doua, adică 9, da? Bun. Radical din 4 ori 3, adică radical din 12 și în partea dreaptă radical din 9, da? Aici îmi este din nou simplu pentru că pot să compar direct numerele de subradical, adică 12 și 9, care știu, bineînțeles, că radical din 12 implicit va fi mai mare decât radical din 9, se păstrează inegalitatea, merg la numărul de la care, numerele de la care am pornit, da? Și în momentul ăsta eu pot stabili că 2 radical din 3 minus 3, diferența care mă interesa pe mine, este cum? Păi, având în vedere că 2 radical din 3 este mai mare decât 3, adică dintr-un număr mai mare scad un număr mai mic, diferența, clar, va fi mai mare ca 0. Notez lucrul ăsta și sub modulul meu, ca să-mi fie mai ușor când îl voi explicita. Și mai rămâne ultima valoare, adică 1 minus radical din 3. Din nou, iau cele două numere separat. Pe 1 îl pot scrie ca fiind radical din 1. Radical din 3 rămâne pe loc. Și compar. 1 față de 3 este cum? Mai mic. Adică radicalul va fi mai mic. Numerele de la care am pornit, se păstrează inegalitatea. Și 1 mai mic decât 3, cu ce mă ajută pe mine asta, reluând valoarea de subradical, adică diferența aceea de submodul, adică diferența 1 minus radical din 3, voi putea stabili că este mai mică decât 0. De ce? Pentru că 1 este mai mic decât radical din 3 și scăzând un număr mai mare dintr-un număr mai mic, bineînțeles că îmi va da un număr negativ. Bun, scriu lucrul ăsta și sub modulul meu și acum trec direct la a explicita modulele. Adică, radical din 3 minus 2, știind că este un număr negativ, pentru a-l scoate de sub modul, ce trebuie să fac? Păi mă uit la definiția modulului, adică în momentul în care am un număr negativ, ce fac? Modul din A va fi egal cu minus A, adică eu trebuie să schimb semnul numărului de submodul. Păi haideți să scriem asta, adică în loc de numărul meu radical din 3 minus 2, eu voi scrie ce? Minus radical din 3 minus 2. Pentru că în felul ăsta, modulul meu va deveni, valoarea modulului va deveni un număr pozitiv, ceea ce mie îmi trebuia. Mai departe, știu că 2 radical din 3 minus 3 este un număr pozitiv, atunci aici nu fac nicio modificare, pentru că am stabilit lucrul acesta în momentul în care am scris definiția modulului, da, pe cazul 2. Rămâne cel de-al treilea modul. Scriu semnul minus care era din cadrul exercițiului și încerc să explicitez modulul. Ce facem aici? Păi avem 1 minus radical din 3, care am stabilit că este un număr mai mic decât 0. În cazul ăsta, dacă numărul era negativ, va trebui să-i schimb semnul. Cum îi schimb semnul numărului 1 minus radical din 3? Simplu, schimbând semnele, adică ca să fie foarte clar, ne folosim de paranteza pătrată, punem minus în fața întregului număr, adică minus 1 minus radical din 3. Închidem paranteza și cea rotundă și cea dreaptă. Și continuăm calculul. De acum lucrurile sunt destul de simple, pentru că nu trebuie altceva decât să renunți la paranteze și să fiu atent la semnele din cadrul exercițiului. Minus în fața unei paranteze știm că schimbă semnul fiecărui membru al parantezei. Asta înseamnă că voi avea minus radical din 3 plus 2. Rămân pe loc termenii
2 radical din 3 și minus 3, minusul îl lăsăm pe loc și încercăm să rezolvăm aici unde vom avea. Păstrăm paranteza rotundă, se transformă în paranteză invers. Paranteza pătrată se transformă în rotundă, deoarece vom renunța la paranteza rotundă din interiorul parantezei pătrate și vom avea minus 1, schimbăm semnul, plus radical din 3. Revenim, minus radical din 3. Nu facem nimic deocamdată, pentru că mai avem o paranteză pe care am dori să o rezolvăm. Adică să scăpăm de această paranteză. Până aici am scris corect exercițiul. Și avem minus în fața parantezii. Minus minus 1 va deveni plus 1, minus în fața lui plus radical din 3, schimbă semnul și devine minus radical din 3. Bun. Ce observăm? Păi observăm că avem numere cu radicali. Încercăm să le notăm și valori naturale, numere naturale, da? Bun. Haideți să vedem. Minus radical din 3 plus 2 radical din 3 minus radical din 3. Ce se va întâmpla? Păi minus radical din 3 cu minus radical din 3 vom avea minus 2 radical din 3 cu plus 2 radical din 3. Haideți să și notăm ca să observăm exact ce se întâmplă. Acești doi termeni se vor reduce, da? Minus 2 radical din 3 plus 2 radical din 3 se reduc și ne va rămâne 0. Continuăm. Plus 2 minus 3 plus 2 minus 3 ne dă minus 1 plus 1 rămas de aici. Valoarea finală este foarte simplă. Minus 1 plus 1 cu cei doi termeni care s-au redus avem un 0. Bun. Un exercițiu destul de simplu, să zicem, dar care ne-a adus în atenție definiția modulului, ne-am reamintit și calcule simple cu radicali. Da? Bun, în speranța că am înțeles, putem să mai reluăm o dată definiția modulului și anume, modul din A, oricare ar fi A, număr real, este egal cu minus A pe cazul în care A-ul este un număr negativ. Și am încercat să exemplificăm aici. Minus 5 în modul este valoarea 5, care este un număr pozitiv. Da? Și cum am făcut ca să scap de modul și să obțin o valoare pozitivă? Păi am încercat să pun minus în fața valorii din interiorul modulului. Adică în fața lui minus 5 am pus minus și am obținut o valoare pozitivă. Pentru că întotdeauna valoarea unui modul trebuie să fie un număr pozitiv, adică mai mare sau egal ca 0. Cazul 2, când A-ul este mai mare sau egal decât 0, numărul rămâne exact așa cum îl avem în modul, adică explicitarea modulului este foarte simplă, se păstrează numărul pentru că deja este pozitiv. Am avut și un exemplu, modul din 7 este egal cu 7. Rezolvarea exercițiului o avem aici, ne mai putem uita pe ea. În cazul în care avem nelămuriri, putem discuta.